Natalitatea în România se prăbușește. În primele 5 luni din acest an au fost aduși pe lume aproape 65.000 de copii, cu aproape 20% mai puțin decât anul trecut în același interval de timp. Anunțul de la Institutul Național de Statistică este îngrijorător, în contextul în care 2021 a fost și anul cu cele mai puține nașteri din ultimul secol. Conform Digi24.ro, nesiguranța financiară ar putea fi unul dintre principalele motive pentru care românii amână sau renunță să aibă copii. Dacă aceeași involuție din primele 5 luni se va păstra ca ritm pentru tot anul, vom avea sub 150.000 de nașteri în acest an. La nivel național, în primele 5 luni din acest an, au fost aduși pe lume 64.599 de copii, cu aproape 13.000 mai puțin decât în același interval de timp din 2021. Și în județul Gorj, în Peștișani, numărul nașterilor este în scădere de la an la an. Doar 23 de copii s-au născut în 2020, iar anul trecut doar 19. Întrebați de ce cred că nu mai fac oamenii copii, localnicii au răspuns. Datorită faptului că sunt toate scumpe, toate, de la energie, alimente, toate cele, medicamente, toate scumpe. Asta e, cred că, motivul principal. Sunt mulți care spun că nu au cu ce să-i mai crească. Anul trecut, în Gorj, s-au născut 2.471 de copii, cu peste 220 mai puțin decât în 2020.